Un document de o importanță esențială pentru viitorul Iașiului și pentru atragerea de fonduri europene a fost votat de către consilierii locali fără nici cea mai mică discuție. Și asta în condițiile în care, în strategia integrată de dezvoltare urbană, sunt prevăzute peste 1300 de proiecte cu o valoare totală de circa 2 miliarde de euro. De exemplu, până în anul 2023, primăria Iași, dar și comunele din zona metropolitană Iași, ar urma să implementeze proiecte de un sfert de miliard de euro. Strategia este practic o viziune ce se referă la toate domeniile de activitate și la măsuri pentru dezvoltarea acestora până în anul 2030. La realizarea analizei s-a ținut cont de realitățile existente în acest moment, care, după cum se arată în document, nu sunt dintre cele mai îmbucurătoare. Potrivit analizei, aproape o treime din populația Iașului trăiește în zone cu o sărăcie extremă. Deși municipiul Iași excelează pe anumite paliere, indicând un potențial competitiv din punct de vedere socioeconomic, decalajele în ceea ce privește dezvoltarea comunității reclamă o serie de măsuri pentru a asigura incluziunea socială și serviciile de bază pentru comunitățile vulnerabile. 28% din populația municipiului trăiește în zone de sărăcie extremă, cel mai ridicat procent de populație dezavantajată dintre polii de creștere, iar o mare parte dintre zonele periferice nu sunt deservite de rețele de alimentare cu apă sau colectare a apelor uzate. Se arată în strategia integrată de dezvoltare urbană. Potrivit analizei, în toți ceilalți poli de creștere, procentul populației care trăiește în zone dezavantajate este cel mult de 20%, cu excepția Timișoarei, unde se apropie de 25%. La Cluj-Napoca sunt 20,77%, la Craiova 16,7%, la Brașov 13,16%, București 19,27%, Ploiești 20,8% și Constanța 19,65%. Iașul este codașul țării și în ceea ce privește performanța economică măsurată în veniturile firmelor. Ne situăm pe penultimul loc, fiind devansați de Constanța, Cluj, Timișoara, Ploiești și Brașov. În plus, la nivel național, regiunea Nord-Est a înregistrat o valoare foarte mică a produsului intern brut, respectiv 10,25% în anul 2013, mai mică și față de anul 2009, când era 10,8%. Ceea ce a clasat regiunea pe locul 6 din 8 ca valoare a PIB-ului, adică pe ultimele două locuri la nivel național. În ciuda tuturor acestor dezavantaje, ieșenii își iubesc orașul. În cadrul strategiei a fost realizat și un sondaj în rândurile cetățenilor. Astfel, locuitorii sunt mândri de moștenirea istorică și culturală a orașului, de poziționarea geografică și de potențialul turistic și cultural al acestuia, precum și din perspectiva locuirii, a cartierului și a locuinței lor. 53,2% dintre ieșenii chestionați s-au declarat mulțumiți de oraș, 16% nemulțumiți sau foarte nemulțumiți, iar 13,7% neutri sau nu au dorit să răspundă. Cei mai încântați de cartierul în care locuiesc sunt cetățenii din Copou cu 76,8%, Alexandru cel Bun cu 68,2%, Centru cu 66,1%, Tătăraș cu 63%, Canta cu 60,9% și Podul Roșu cu 60,6%. Procentul scade în rândurile celor din Mircea cel Bătrân cu 52,9%, Nicolina cu 49,5%, Păcurari cu 48,9%, Dacia cu 45,5%, Frumoasa cu 42,9% și Cantemir cu 40,9%. Cei mai nemulțumiți ieșieni sunt cei din Galata cu 47,1%, cartierul satisfăcându-i doar pe 29% dintre cei care locuiesc acolo. Chestionați cu privire la aspecte ale vieții de zi cu zi, ieșenii sunt mulțumiți cam de toate, începând de exemplu cu iluminatul stradal și terminând cu spațiile verzi și accesul la instituții de interes public ori piețe. Supărarea apare atunci când vine vorba de carosabil, transport public și siguranța în timpul nopții. În privința calității străzilor și-au arătat nemulțumirea 42% dintre cetățenii din Mircea cel Bătrân, 40% dintre cetățenii din Alexandru cel Bun, 50% din Frumoasa, 33% din Nicolina, 25% din Cantemir și 65% din Galata. Și asta în condițiile în care ieșenii care stau în acest din urmă cartier sunt cei care circulă în proporția cea mai mare cu autoturismele personale, 65%. În Nicolina, mașina proprie este folosită zilnic de către 54% dintre persoane, în centru de către 46%, în Dacia 45% și în Tătăraș 44%. În schimb, 47% dintre cetățenii din Alexandru nu merg deloc sau rare ori cu autoturismul familiei. Procente similare fiind înregistrate în Cantemir cu 45%, Podul Roșu 52%, Mircea cel Bătrân 53%, Copou 57,14% și Canta 78,26%. În aceste condiții rezultă că sunt mulți ieșeni care folosesc transportul în comun. 74% dintre cetățenii din Canta, 70% din Copou, 66% din Păcurari, 58% din Nicolina și Podul Roșu, 53% din Mircea cel Bătrân și Tătăraș și 48% din Dacia.
În schimb, ieșenii din Galata, Cantemir și Centru nu merg decât rare ori cu mijloacele publice de transport. Analiza mai arată că numărul călătorilor cu tramvaiul sau autobuzul ar crește semnificativ dacă transportul public s-ar îmbunătăți. 72% declară că ar prefera să utilizeze transportul în comun dacă ar exista o infrastructură eficientă și s-ar rezolva problemele cu privire la aglomerările frecvente, în special în orele de vârf, datorită insuficienței mijloacelor de transport în comun și intervalelor de sosiri destul de mari, precum și starea acestora. Se mai arată în strategie. Și numărul bicicliștilor ar crește de la 11% la aproape 27%, mulți recurgând la acest mijloc de transport în locul mașinii, dacă ar exista mai multe piste cu această destinație. Ținând cont de problemele semnalate printre neajunsurile de care au vorbit cetățenii și care ar trebui remediate de către municipalitate în viitor, se numără transportul public, infrastructura de transport, lipsa autostrăzilor care să lege Iașul de sudul și vestul țării, numărul de locuri în spitale, nivelul întreținerii, conexiunile cu localitățile adiacente, starea străzilor, corupția din instituții, nivelul economic, lipsa trotuarelor, dezafectarea fabricilor și uzinelor și câinii fără stăpân. În ceea ce privește proiectele propuse de către municipalitate pentru anii următori, sunt și câteva care corespund cerințelor ieșenilor. Astfel, edilii își propun extinderea sistemului de închiriere biciclete, proiect evaluat la aproape 4,8 milioane de lei, reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași-Dancu, proiect ce înseamnă 48 de milioane de lei, implementarea sistemului de e-ticketing de 8 milioane de lei și înființarea parcului industrial Fortus, proiect care presupune alocarea 40 de milioane de lei.